Păi puteți să au fost internați toți studenții care, pur și simplu, s-au ridicat împotriva regimului. Securitatea nu știa altceva decât să tortureze, tortureze și până la urmă să spui ceea ce vroiau ei. Acolo dictonul era, un bandit mai puțin e mai bine pentru țară. La penitenciarul din Pitești s-a desfășurat între 1949 și 1951 un cumplit experiment de reeducare prin tortură, rămas în istorie drept fenomenul Pitești. Acolo au fost încarcerați studenți din marile centre universitare. Securitatea voia să le dea o lecție celor care nu doreau să colaboreze cu regimul comunist și a recurs la cele mai crude metode. Reeducarea prin tortură a fost fondată în vara anului 1948, în penitenciarul din Suceava, unde deținutul legionar Alexandru Bogdanovici propunea demascarea prin cultură a tinerilor arestați pentru a fi apoi redați societății. Se citau materiale din lucrările de propagandă ale regimului. Bogdanovici credea că astfel studenții vor fi eliberați. Dar experimentul care viza distrugerea elitelor prin depersonalizare a atins apogeul cruzimii în penitenciarul din Pitești, sub bagheta fostului legionar Eugen Țurcanu, fost student la drept în Iași. Între sutele de suflete chinuite s-a aflat și doctorul Nicu Ioniță din Pașcani. Comuniștii l-au acuzat de uneltire contra ordinii de stat, conform articolului 209 din codul penal al acelor vremuri. Când a fost arestat, Nicu Ioniță avea 25 de ani. Era și student și preparator la Institutul de Medicină din Iași. A trecut prin temnițele din Galata, Suceava, Jilava și Pitești. Apoi a fost trimis la muncă silnică. Au fost 6 ani de chin. Nicu Ioniță s-a născut pe 1 martie 1923 în județul Galați. Visul lui era să devină medic. Iar în 1943 era admis la Institutul din Iași. La sfârșitul anului 2 de facultate, a devenit student cadru-didactic, la propunerea profesorului Nubert. Apoi Nicolae Oblu i-a încredințat încă o misiune, să predea sistemul nervos studenților din anul al doilea.